Salutări în București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe încă ceva găsiți o grămadă de chestii legate de entertainment și de pop culture. E cam unul dintre puțin în alt din România care se ocupă așa ceva, așa că dacă vă place să are conținut mai nerdiș, mai geekiș, mai diferit față de gameplay, mașini și umor de proastă calitate, e bine l-ați găsit, apăsați subscribe pentru a nu rata următoarele clipuri. Azi avem o recenzie de film. E o recenzie la un film de anul trecut, un film Netflix, chiar dacă a avut un theatrical release la fel ca și The Irishman, e un film Netflix, e finanțat de Netflix și e făcut de Adam Sandler, se numește, sau e cu Adam Sandler, făcut de Adam Sandler, condus de frații Safdie și fără să-mi vină timpul, hai să vorbim despre Uncut Gems. Așadar, Uncut Gems, un film cu câteva nominalizări la Oscar, un film care e multilateral lăudat de foarte multă lume. E un film foarte polarizant, de fapt. Are la fel de mulți oameni care laudă, cu la fel de mulți oameni care îl spun că e o porcărie absolută. De altfel, dacă vă uitați să vedeți cui i-a plăcut, de obicei a plăcut criticului de film, mai degrabă decât i-a plăcut privitorului pur și simplu. De ce? Sau cum se întâmplă asta? De ce s-a întâmplat asta și cum de s-a ajuns la punctul ăsta, discutăm și despre asta puțin mai încolo. Dar acum haideți să vedem puțin, să avem un pic de background în privința acestui film. Filmul începe producția acum vreo 2 ani, ca și poveste. L-are pe Adam Sandler ca actor principal și, după cum vă spuneam și în podcastul pe care l-am făcut săptămâna aceasta, are o miză destul de interesantă. Adică, ce-ar face un om încolțit din toate părțile în momentul în care trebuie pur și simplu să atingă un obiectiv. Filmul ca și structură narrativă este foarte diferit față de ce ați văzut până acum. Acest film pe care foarte mulți îl laudă, este un film foarte, foarte atipic. Structura actelor, iară, este destul de atipică. De altfel, cred că principala problemă pe care foarte mulți o au cu acest film este tocmai o oarecare lipsă a unei structuri narrative și o lipsă a unei structuri de poveste, de storytelling mode, ca să zic așa. Nu există cu adevărat un hero's journey, există o serie de întâmplări care nu prea au sens neapărat. Congruența personajului cu realitatea în care el trăiește e puțin dificil de acceptat. El este, pe de-o parte, un om de afaceri foarte reușit, care reușește să aibă clienți foarte importanti, să aibă un business foarte mare, dar în același timp este un tip care nu poate să gestioneze banii. Vedeți cum cele două lucruri nu prea se pupă, practic. E un tip care reușește să aibă un angajat 15 ani, ca după aceea să le libereze, să lase în pas să plece, fără niciun fel de scrupul, în secunda numărul 2. Practic nereușind să fie un model pentru omul care, în schimb, l-a urmat ca și model. Hai să trecem părțile pozitive mai întâi, de fapt, ca să nu ne pierdem direct în negative pe care le-am început deja. Părțile pozitive sunt în felul următor. Aș spune o structură narrativă destul de alambicată, dar care nu pare a fi haos complet, deși îți poate crea senzația asta, se vede că s-a încercat ceva. Există o încercare de a spune o poveste cu diferite puncte de vedere, dar în același timp fără a pierde centrul acestui personaj central, dacă aș putea spune asta, pentru că personajul acesta principal rămâne mereu la mijloc și toate părerile secundare care intervin vin tot către el. Și asta, adică supporting staff-ul, supporting characters, sunt totuși oglindite prin el. Și asta e o chestie bună, pentru că au încercat oarecum să rămână într-o structură narrativă clasică, evoluându-o, dacă pot spune asta. În schimb, mie personal, nu mi-a plăcut extrem de mult. E o parte pozitivă, în schimb, pentru că e greu de făcut chestia asta. Deci, good job for that. O altă parte, oarecum pozitivă, cred că ar fi felul în care a fost filmat. E un shaky cam, e foarte multă dinamică și claustrofobie în filmul ăsta. Pare foarte mult, seamănă foarte mult cu Crank, dacă ați văzut Crank, asemenea din filmul din 2006 cu Tatum. Adică totul este in your face all the fucking time. Și asta e o chestie care unora le va plăcea și este greu de realizat, dar altora nu le va plăcea. Astea sunt părțile, să spunem așa, pozitive ale filmului. Este singurul rol în care l-am văzut pe Adam Sandler să livreze atât de mult, să fie actor, de fapt. Pentru că de obicei Adam Sandler juca rolul ăla de Adam Sandler, era acum deodată de stand-up comic. Iar acum deodată e actor, joacă un personaj și cred că se oglindește foarte mult în el. Cam astea sunt părțile pozitive ale filmului. Există o structură narrativă care pare haotică, dar dacă o cauți cu adevărat, ai să observi că există ceva carne pe osul respectiv. Există o actorie bună din partea lui Sandler și îmi pare cam atât. Restul nu sunt o parte pozitivă neapărat. Și altă parte pozitivă, rămâne indie fără a fi indie, să zic așa. Deși el e oarecum indie. Makes no sense, I know, but that's the way it is. Iar la părții negative acum, nici nu știu de unde să încep, asta e ideea. Acea structură narrativă care devine, care ia formă bună
abia în momentul în care încep să analizez filmul, dar care pe parcursul vizionării filmului nu are cum să fie o structură narrativă bună, pentru că v-am spus, cele trei acte sunt foarte, foarte amestecate. Actul 1, actul 2, actul 1, actul 1, actul 3. Și atunci tu ești un fel de samba picioare, pentru că la un moment dat personajul intră în niște loophole-uri, intră în niște loop cycle, ca să zic așa. Și nu mai înțelegi de ce. Adică la un moment dat te uiți la personaj și spui, but why? Why the fuck are you so stupid? Personajul ăsta pleacă în călătoria lui dintr-o poziție în care acest tip de personaj nu ar ajunge niciodată în mediul ăla. Dacă vorbeam de un magnat al lemnului din Bicaz, înțelegeam. Deci era, se lipea. Dar tipul ăsta, care este un, oarecum deține un business, care cu siguranță generează milioane de dolari anual, da? Și trăiește în New York și are și datorii cu niște sume care sunt destul de mici în contextul ăla și care, în schimb, raportează niște reacții de la ceilalți enorm de mari, nu se pupă. În businessul de lemn, de tăiat lemne, în Bicaz, Suceava, așa, acolo înțeleg. Ăla e mediu, la sumele alea oamenii încep să facă probleme. Dar nu în mediul ăsta. În mediul ăsta în care vorbim aici, e mai dificil. În același timp, în schimb, prezentarea acestui mediu, vă spuneam și în podcast, pare că pune evreii în imaginea asta de clișeică, de stereotipică, de hoții, ordinarii, avarii și mai departe. Și nu e așa. Chiar nu e așa. Pentru cine a intrat în contact cu mai multe familii, mai multe grupuri de evrei, o să vezi că, așa cum români sunt de rahat și oameni de afaceri fără scrupule, așa și la evrei, că e și o țară, sunt oameni de afaceri de rahat și oameni care nu au nicio problemă cu nimeni. Felul în care, în schimb, este prezentat relația asta de being a Jew, știi? Evreu fiind și felul în care se raportează la bani în film, s-a părut puțin prea mult, sincer, din punctul de vedere. Mai degrabă erau români, v-am spus, din nordul Moldovei, care se ocupă de tăia lemne. Atunci avea tot sens povestea asta. Filmul ăsta pare un film studențesc. Mai degrabă un cinema mizerie românesc, care nu e neapărat construit pentru a spune o poveste, ci pentru a arăta acest what if slice of life like bullshit. Și atunci, pentru mine, filmul în sine, ca și povestea în societate, o să avem și un clip pe tema asta la un moment dat prin martie, o să existe un clip numit Importanța poveștilor în societate și o să fie și o parte de Jung, o parte de Kant, o parte de Nietzsche și o să fie și o parte de Cioran în toată, și de Eliade, pardon, în toată, și de Cioran și de Eliade în povestea asta. O să încercăm să explorăm de ce filmele sunt necesare, știi, ce rol ocupă ele în societate în momentul de față, rol pe care l-au ocupat în precedență alte opere creative. Și atunci, în momentul în care judeci chestia asta, îți dai seama, pe scurt, ar fi în societate filmele dețin rolul de memorie colectivă. Poveștile dețin, asta este principalul scop al unei povești, să mențină în unanimul colectiv, să mențină o poveste vie, un tâlc, o pildă. Iar acest film, prin felul în care este spus și prin povestea pe care o spune, there's no point, nefiind un fantasy, nefiind un Lord of the Rings, un Avengers, da? Atunci își pretează și asumă rolul ăsta de a spune, de a avea un pilă, de a avea un tâl, de a avea un sens. După care, în schimb, îți prezintă acest individ paranormal aproape, da? Acest individ care acționează foarte, 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 foarte contrar oricărui om normal care ar fi în poziția lui, dar care acționează precum un amărât care nu mai are de foarte mult timp bani și care a ajuns în foarte multe probleme de-a lungul vieții sale. De-aia, pentru mine, conflictul cel mai important în filmul ăsta este că personajul nu este veridic. Asta e problema principală cu personajul. Pentru foarte multă lume care a trăit în alt fel de... Cred că oamenii care apreciază filmul ăsta sunt oameni în general care nu au avut experiența asta face-to-face cu lumea respectivă și pentru ei este foarte interesant să vadă acești oameni sălbatici care se comportă în nu știu ce fel pentru sume mici de bani. Dar realitatea e puțin altfel. În realitate nu s-a întâmplat lucrurile așa. Aici e chestia. De-aia este un fantasy, asta e foarte ciudat, e un fantasy pentru oameni care nu au experiență de viață în domeniul respectiv și pentru toți ceilalți este what the fuck is happening here. Dacă ar fi o parte foarte negativă pe care nu mi-a plăcut absolut deloc, este felul în care construi dialogul, felul în care se raportează oamenii, este un constant urlet pe unul pe... Se vorbește constant, cinci oameni care vorbesc aici, cinci oameni care vorbesc acolo, toată lumea urlă, toată lumea vorbește tare, nu se înțelege absolut nimic. Și dacă dialogul, în schimb, ar fi extraordinar de bun pe spate, ai spune, ok, înțeleg, apreciez. Dar dialogul pe spate nu e extraordinar de bun.
Dialogul pe spate este pur și simplu delivering the plot, advancing the plot. Și atunci am o problemă cu asta, pentru că nu mă ajută cu absolut nimic să mă chinui să-l aud pe ăsta cum vorbește despre ceva ce sunt ce informații de bază pentru film, ca să zic așa. Și sunt, bă, pe bune, de ce era nevoie de chestia asta? A, ca să-mi creez o stare de dinamicitate și claustrofobie, am înțeles, ok, fă-o așa atunci. Dar nu pot să-mi spui că să-mi placă chestia asta. Iar muzica? Coloana sonoră este cea mai proastă coloana sonoră pe care am avut-o în viața mea, da? Nu, am zis-o și în podcast. Dați-mi un mail, vă trimit eu o coloană sonoră dacă vreți. Vă trimit 10 piese. Dar e mai simplu să faci filmul ăsta cu buget super, super low, înțelegi? Să faci chestia asta, să spui că este artsy. Pentru că foarte multă lume o să zică despre filmul ăsta că este semi-art house. Din punctul meu de vedere, nu e deloc așa. Și asta e o strictă părere personală, evident. Din punctul meu de vedere, filmul ăsta este overhyped și trăim într-o perioadă în care, din păcate, atât de mult căutăm să avem diferitul, atât de mult ne dorim să fie altfel, încât nu mai știm că altfel nu înseamnă că altfelul ăsta, ca să fie și bun, trebuie să mai aibă câteva chestii în plus, în afară de doar opusul celorlalți. Suntem într-o perioadă în care lumea face filme precum, de exemplu, Lighthouse, da? Și vorbește despre el o mică parte de societate. Eu n-am vorbit despre el, de exemplu. Este un film extraordinar. După care vine un film precum Uncut Gems, care cu suficient marketing din partea lui Netflix, suficient marketing din partea lui Adam Sandler, cu suficient bullshit băgat pe lângă, ajunge și la Oscar-ul și este, mamă, ce film tare. Da, filmul, if you break it down, la elementele sale, să vezi elementele, actorie, scenografie, scenariu, regie, coloană sonoră, where are you? Unde ești cu filmul ăsta? Sincer, unde ești? Actoria, în afară de Adam Sandler, este în unele cazuri patetică, cum ar fi, de exemplu, recuperatorii din film, care sunt, dude, what the fuck are you doing, man? Nu, they don't fucking work. Asta e adevăr. Nu merg, nu sunt, nu e acolo, nu e ce trebuie. Sunt atât de multe, asta e problema, de fapt, sunt atât de multe chestii care pur și simplu nu funcționează în film. De asta spun că n-am o problemă să accept un film ca art house și ca artsy, care vine cu un mesaj, că spuneam sub, de exemplu, în podcast vorbeam despre The House of Jack Built, care este o metaforă cu totul și cu totul, este cu totul altceva față de filmul pe care îl vezi. Și în momentul în care îl vezi, ai această epifanie în care spui, ok, I fucking get it, ce a vrut să facă aici artistul. Și poate ai filmul ăsta care artistul n-a vrut să facă nimic. Povestea pe care o spune este una aproape stupidă, nu aproape, e stupidă. Și felul în care este filmat este doar un exercițiu de imaginație, să vezi dacă ai putea să faci așa ceva. Dar nu este ceva fenomenal. Sunt foarte multe scene care sunt pur și simplu cameră fix, cameră în mână, pardon, pe centru personaj. That's it. Nu e nimic. Pare super rău. Dacă vrei să vezi cinematografie, te uiți la 1917. Și vezi acolo cum oamenii ăia stau și au făcut storyboard-uri, 1200 de storyboard-uri, ca să facă fiecare cadru, ca să perfect, să alinieze fiecare dolly shot, drone și alte chestii. Și am spus, bă, cinematografie, fuck yeah, this is it. Pe când aici am niște băieți cu o cameră în mână care merg după unul. That's it. E interesant, este un exercițiu, că poți să creezi la un moment dat, poți să-l faci pe privitor să vadă aceste cadre care sunt proaste de altfel, dar să aibă senzația că e nevoie de ele, da, de acord. Da? E ca și cadrul ăla din Avengers Endgame. E singurul cadru din Avengers Endgame în care când fuge Ant-Man, când fuge spre casa lui, în care e foarte documentary style, foarte handheld și tracking shot, așa. Deci sunt momente în care au sens chestia asta. Dar în momentul de față, filmul ăsta, din punctul meu de vedere, nu are carne aia pe os. A, că vrem să considerăm că The Safety Brothers ei pot mai mult? De acord cu voi aici. Că Adam Sandler e cel mai bun rol al carierei lui? De acord și cu asta. Dar haideți să nu ne uităm la slices of things, să spunem că tortul e bun, pentru că am mâncat două felii bune, deși restul de tort se vede că e cu totul altceva. E alt tort. Există două felii bune, sunt două ingrediente bune în tortul ăsta, da? Blatul e foarte bun, restul de umplutură și tot ce înseamnă decor este varză absolută. Și atunci este foarte greu să mă uit la filmul ăsta și spun, bă, da, să-l recomand de altul. Nu, eu nu-l recomand filmul ăsta. Îl recomand studenților la cinematografie, îl recomand oamenilor care vor absolut să vadă și altceva, dar dacă vreți să vedeți un film bun, un film care să fie bun pe toate palierele, nu e un film bun. Nota mea pentru el este un 6, 6,2 să zic, hai, fie, pe acolo pe undeva.
Pe IMDB, dacă o să intrați să vă uitați și la notă, cred că acum are 7,8-7,9, ceva de genul ăsta și în scădere. Ideea este că uitați-vă și la recenziile pe care le pune lumea acolo și să vedeți, v-am spus, această polarizare. Sunt doar 10 și 1. Știi? E, acolo se învârte filmul ăsta. Sunt prozeliții care vor spune cel mai bun film, ceva, o operă, fenomenal. Și pe aia sunt toți ceilalți care să vă spună, bă, ce am văzut, what the fuck, nu trebuia să mă la chestia asta. Recomandarea mea, repet, nu e un film de 1 și nu e un film de 10, dar e un film de 6. De-aia, cred că tendința asta de a valorifica tot ce nu este Avengers trebuie să se oprească undeva, să rămânem totuși cred că obiectivi. Și tendința cealaltă în care dacă nu e Avengers, nu ne place, iar trebuie să oprească și aia. Este un Avengers pentru filme indie, ca să zic așa. Este, taie toate regulile și fă cum vrei tu și o să iasă șmecher. Și punctul meu de vedere, n-a ieșit șmecher. Dacă structura aia narrativă nu era făcută în felul ăsta, în care personajul la un moment dat îți vine la asta deschis televizor și spui, măi, boule, dacă chiar ești prost, niciodată în parcursul filmului nu poți să te simți, niciodată nu simți față de personaj o, nu știu, se numește get behind the character, știi, să te identifici cu personajul cât de cât, să spui, bă, da, înțeleg. Nu, pe tot parcursul filmului spui, bă, ăsta e un prost. Decât dacă ești, sau în afară de cei care sunt tăietori de lemne în nord și au dat mari pe bariuri și nu știu ce. E cel mai bun film din istoria omenirii? Nu. E un film de cuplu? Nu. E un film de văzut la cinema? Nu. E un film bun? Nu. Ăsta e adevărul, de fapt, despre filmul ăsta. Cam atât pentru asta. Sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut suficient de mult, că să lăsați like-ul, share, subscribe. Dacă ați văzut filmul și puteți să vezi pe Netflix absolut oricând, lăsați-mi și mie un comentariu despre ce v-a plăcut sau nu ce, de ce. Pentru că veți observa o chestie. Toți cei care apreciază filmul ăsta vor spune ce le-a plăcut. Mi-a plăcut Adam Sandler, mi-a plăcut nu știu ce. Dar dacă îi întrebați cu ce au rămas de la filmul ăsta, care este sentimentul pe care îl au, vă spună că am simțit că m-am ținut de scaun pe tot parcursul filmului, am simțit o energie frenetică. Bun, asta e un film bun? Question for the ages. În punctul meu de vedere, nu. Un film bun trebuie să provoace niște gânduri la final, trebuie să spună o poveste care merită să nu fie uitată, să spună o poveste chiar dacă este de friendship, de ce vreți voi. Că și Avengers și fantasy-urile astea, știi? The greater good of the community, the group succeeds where the single individual fails, așa mai departe. Există niște teme, da? O temă pe care o are film. Iar filmul ăsta, Uncut Gems, n-are nicio temă. Începe așa, semi-snatchy, Blood Diamond-y, trece parcurs la acest crank. E o amestecătură de chestii, da? Care după aceea iese acest film care la final spui, I just wasted fucking time. Asta a fost senzația mea, evident. Cum v-a plăcut? Dacă v-a plăcut, leave it in the comments. Vă mulțumesc că v-ați alături de mine. Mulțumesc băieților pe Patreon și de pe din comentarii încă ceva, The Beer Squad. Și pe data viitoare, nu rămâne decât să vă urez. Viziunea plăcută, numai de bine, baftă!